Prin secolul XIX, în țările române, oamenii de rând se distrau de sărbători la horele din sat, la nunți sau la bâlciuri. Marii boieri organizau în casele lor baluri prin care își consolidau poziția socială într-o etalare de multe ori vulgară a bogăției și cunoștințelor. Chiar și evenimentele culturale se desfășurau în spațiul privat, de notorietate fiind concertul renumitului pianist Franz Liszt, susținut în 1847 la Iași în casa boierului Alecu Balș. Inspirate de societatea vestică, și la noi, în stațiunile balneoclimaterice, s-au construit somptuoase cazinouri unde lumea se distra și mai ales putea paria la diferite jocuri de noroc. Numai că timpul a fost nemilos cu acele edificii, care la vremea lor erau etalonul eleganței și stilului. Printre cele mai vechi cazinouri din România, frumoasa și impunătoarea clădire ce se înalță în Parcul Ghica incită și astăzi curiozitatea, la fel ca în urmă cu 100 de ani, când cu mare fast avea să fie inaugurat Casino Sinaia.
zi cu noroc povestită de Birlic. M-am urcat în tren și am plecat la Sinaia, la casino. I-am pierdut pe toți, 1.000.000 de lei. Era o sumă enormă. Nevastă sa îl aștepta acasă cu banii. El, disperat, s-a dus la maestru Tănase și i-a spus: m-am nenorocit. Am jucat toți banii. Să-mi-i dai și pe ceilalți. Tănase i-ar fi zis: măi, băiete, nu pot să ți-i dau, că am și eu plăți de făcut, iar tu încă n-ai jucat nimica și vrei banii pe tot anul? M-am îngenunchiat, i-am mămuiat sufletul și mi-a dat banii. Dar zice: măi, tu fii atent, ți-i dau că fac o excepție, dar direct acasă cu ei, la doamna, că doamna ține evidența. Și ce și-a zis Birlic? Mă urc în tren, mă duc la Sinaia și cu ăștia. Și a câștigat 2.000.000. 2.000.000 a câștigat. Am luat bănuții, m-am dus acasă, dar i-am dat nevestii numai partea care trebuia. După ea, cu 90 la ora, asta e părerea mea.